ce și vorbim. Dragilor, deja pacienții noștri încep să ne caute și primul pacient de astăzi este prietenul și colegul nostru. Ia să vedem acum, avem legătura cu el de la munte. Escaladează un munte acum. Ia să-l vedem pe Iulian. Bună, Iulian! Minunată și am venit la Marea Neagră. Am venit la Olimp. Am vrut să-mi aduc aminte de unde am dat startul schimbării mele radicale în viață. Prima alergare a fost pe plajă și care mi-a făcut foarte, foarte bine. Eu am alergat o 6 luni de zile în fiecare dimineață și după care mi-a spus un prieten de-a meu, un sportiv de performanță, mi-a spus, Iuliane, vezi că 1 kilometru de alergare pe plajă e ca și cum ai alergat 3 kilometri pe asfalt sau un parc. Adică eu alergam 5 km ca și cum aș fi făcut 5, nu știam de ce ajungeam acasă și eram distrus de oboseală. Bine, nu știm după cine alergai, dar mă rog, asta e problema ta. Da. După meduze, după cine știe ce făceai tu acolo? Pe nimeni n-a alergat sau nu m-a alergat nimeni, mai bine spus. Nu m-a alergat nimeni. Bun. Dar, deci așa a început, a început schimbarea ta. În aer liber, că începând cu astăzi am renunțat, schimb din nou alimentația și stilul de antrenament pentru că voi lucra la definire. Și asta înseamnă mai mult cardio, renunțăm la greutăți, reducem porțiile de mâncare, vom mânca din ce în ce mai puțin, dar la fel de des și antrenamentul, adică mult mai mult cardio pentru definire. Ne apropiem de vară și să scoatem în evidență formele. Da, spune, mai ținut vreodată post intermitent sau post negru? Nu reușesc, mor. Cu toate păcatele pe care le-ai avut la viața ta, n-ai ținut niciodată post, mă, Iulian. Prefer să le plătesc pe lumea cealaltă. Da, noi avem aici, am rugat-o pe doamna doctor să mai rămână cu mine, pentru că avem un caz special, cu totul special, glumesc. Dar, într-adevăr, Iulian este acum la mare și își propune să-și schimbe complet stilul de viață, însemnând că totul va decurge cu totul și cu totul altfel și după ce vei reveni în platou, după zilele de filmări de acolo, vei ajunge un alt bărbat aici în studio. Port la malul mării, face foarte bine la sănătate și voi găti și ceva special, o să vedeți mâine și poimine, sunt aici la Olimp și voi găti ceva mult mai special, ceva ce va face parte din regimul meu alimentar și din noul stil de viață pe adică, care concret, concret ce vei face, pentru că așa ne aude și doamna doctor și să vedem ce spune, ce părere are. Ce vei găti și ce vei mânca? Va fi surprinzător, vă spun acum. Voi începe a mânca tot ce înseamnă verde. Legume, tot ce e verde. Cantitățile pot să depășească liniștit 300 de grame de pe porție, ca garnitură, dar voi mânca tot ce înseamnă verde. Dovlecei, spanac, sparanghel, broccoli, absolut orice înseamnă verde. La cantitate nu am avut niciodată o limită, pentru că pot să mănânc chiar cât îmi doresc. E bine? E ok? Așa? Ce părere aveți? E o variantă bună? Este o variantă, da. Eu aș vrea să-l întreb pe colegul vostru. Cât de greu i-a fost să-și schimbe disciplina alimentară? Înțeleg că este într-un proces de slăbit, de pierdere în greutate. Și aș vrea să, asta l-aș întreba, cât de greu i-a fost să-și schimbe disciplina alimentară și disciplina de viață, de zi cu zi. Înțeleg că de 6 luni de zile alargă zilnic. Da, cred că 4 ani de zile mai exact. Iulian vorbește bine, dar nu-l auzim. Nu te auzim, să știi, Iulian. Nu mă auziți? Acum da. Acum mă auziți? Da, acum da. Te rog să repeți. Acum mă auziți? Da, repetă, te rog. Da, zic că stilul meu de viață, schimbarea a fost acum 4 ani de zile și mi-aduc aminte că primele 6 luni au fost groaznice, că eu am plecat de la 138 de kilograme, țin minte că trebuia să mă pun în genunchi să-mi leg încălțămintea,
dar când au apărut primele 10 kg în minus, cu totul a devenit totul din ce în ce mai simplu și voința pe zi ce trecea era din ce în ce mai mare, pentru că aveai rezultate și vedeam că reușeam să fac mult mai multe lucruri. Primii 500 de metri au fost drastici și am ajuns undeva să alerg 27 de kilometri, am alergat cel mai mult, 27 de kilometri în 2 ore 45 și acum ultimele 6 luni, într-adevăr, am lucrat la masă musculară, deci am lucrat la un... am dublat mâncarea și am lucrat cu foarte mari greutăți la sală. Iar acum aș vrea să fac o definire, că am luat undeva la 8 kg de masă musculară și acum vreau să lucrez la definire, deci să curăț grăsimile care sunt în plus. Bravo, Iulian, te felicităm. Da, felicitări, chiar meritați aceste felicitări și sunt sigură că nu veți mai reveni la stilul vechi de viață. Da, sunt sigură. Da. Iar în ceea ce privește legumele verzi, chiar vă încurajez, în special broccoli are niște proprietăți pe partea de detoxifiere a ficatului și a colonului extraordinare. Da. Deci, mult succes în continuare. Mulțumim frumos, doamna doctor. De mâine îl vedem pe Iulian gătind de la malul mării. Cine știe ce minunății va face de acolo. Acum avem legătura la cabinetul numărul 1, unde domnul Brancu s-a apucat și el de alergat. El aleargă acum. Da. În acest moment să se ține camera după mine, că sunt foarte, mă mișc foarte tare în acest moment, foarte bine, că acest individ, Iulian Olaru, el face risotto cu 4 feluri de brânză, dar nu le mănâncă, dă lingura la alții, cum i-a dat ieri mie, lasă că te știu eu pe tine. Ai văzut, te-am ajutat. Da, m-ai ajutat ca să mai pun niște kilograme. Mulțumesc foarte mult de la prieteni. Și să știți că Oana n-a greșit deloc, absolut deloc, pentru că Iulian, cu siguranță, în această scurtă vacanță la mare, va urca pe munte, și anume pe muntele lui Venus. Să vorbim lucruri foarte serioase. Acum...